Primarul municipiului Târgu Mureș a fost trimis în judecată de către procurorii DNA pentru abuz în serviciu. Acesta este cercetat într-un dosar privind atribuirea cu titlu gratuit către o asociație sportivă a unui teren în suprafață de 20.400 de metri pătrați. Dorin Florea, primarul municipiului Târgu Mureș, a fost trimis în judecată de către procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Târgu Mureș, în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de participație improprie la abuz în serviciu. Procurorii au dispus trimiterea în judecată și a secretarei municipiului Maria Ciobanu pentru săvârșirea infracțiunii de participație improprie la abuz de serviciu dacă funcționarul a urmărit obținerea unui folos pentru sine sau pentru altul. În 2008, primarul Dorin Florea a întocmit și semnat o expunere de motive prin care s-a supus dezbaterii Consiliului Local adoptarea în regim de urgență a propunerii de atribuire cu titlu gratuit către o asociație sportivă a unui teren în suprafață de 20.400 de metri pătrați situat în municipiul Târgu Mureș, deși situația nu o impunea. Astfel, la data de 25 septembrie 2008, Consiliul Local a adoptat hotărârea respectivă prin votul la 19 consilieri locali la determinarea edilului și fără ca aceștia să cunoască caracterul nelegal al acelei propuneri. Hotărârea respectivă, după adoptare, a fost contrasemnată, fiindu-i astfel acordată viza de legalitate, fără de care nu putea produce efecte juridice, de către secretarul municipiului inculpata Cioban Maria. Ulterior, asociația sportivă, beneficiară a terenului care nu se încadra niciuna din categoriile de persoane juridice fără scop lucrativ precizate în legea administrației publice și nici nu deținea statutul de utilitate publică pentru a putea beneficia de folosință gratuită a unui astfel de bun, a închiriat terenul respectiv unei alte entități sportive, obținând foloase materiale în sumă de 2.563.000 de lei. Se arată rechizitoriu. Bugetul municipiului Târgu Mureș a fost prejudiciat cu suma de 1.182.000 de lei, fiindcă pentru folosirea acelui teren, asociația sportivă ar fi trebuit să plătească o redevanță anuală calculată conform prevederilor legale. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Mureș.